Remaniere cu final amânat, ședința remanierilor din guvern a fost reprogramată din nou. Socialdemocrații nu se pot hotărâ când se organizeze întâlnirea Comitetului Executiv în care să discute cine rămâne și cine pleacă din guvernul Dăncilă. Secretarul general al PSD, Codrin Ștefănescu, a declarat pentru Antena 3 că mult așteptatul CEX va avea loc abia la finalul acestei săptămâni sau la începutul săptămânii viitoare. Ștefănescu a explicat că la ședința trecută nu se putea discuta despre remaniere, deoarece premierul Viorica Dăncilă era plecată din țară. Dar că la viitor următoarea ședință se va analiza situația fiecărui minister, a comunicării publice și a programului de guvernare, după care se va face remanierea guvernului. Între timp, din guvern și-a dat demisia ministrul pentru afaceri europene, Victor Negrescu. Decizia a fost luată după ședința de guvern de săptămâna trecută, cu mai puțin de două luni înainte ca România să preia președinția rotativă a Uniunii Europene. Într-o postare pe o rețea de socializare, Negrescu și-a explicat gestul. Cel mai important lucru este că tot procesul de pregătire a președinției României la Consiliul UE este în grafic, atât pe dimensiunea politică, cât și logistică. Am mai spus public că am pregătit totul cu o echipă de specialiști foarte bine pregătiți, în așa fel încât să nu depindă lucrurile de un demnitar sau altul. Interesant este că acum două zile activitatea noastră era considerată ca fiind foarte bună cu rezultate. Rămâne de analizat dacă atacarea cu agresivitate în presă la doar câteva minute după ce un zvon a apărut miraculos pe surse a unui coleg de guvern și de partid este normală și o reală dovadă de colegialitate și susținere, a scris fostul ministru. Ulterior, Negrescu a spus că își va expune punctele de vedere în cadrul Guvernului și a Partidului Social Democrat, din a cărui conducere face parte.